Percheziții nocturne la Procuratura pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale. Oamenii legii au descins luni seara în birourile procuraturilor Dumitru Răileanu și Elena Ceruță. Aceștia sunt cercetați în dosarul șefului suspendat al Procuraturii Generale, Alexander Stoianoglu. Informația a fost confirmată de Procurorul General Interimar, Dumitru Robu. În urma perchezițiilor, procurorii anticorupție au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate. Este vorba de purtători materiale de informații, documente, acte și mai departe. Eu este în dosarul comunicație. Care e implicat domnul Stoianoglu? Da, este ce e cauza penală. Au fost finalizate perchezițiile deja? Una este finalizată, una mai urmează. La moment nu este ce persoană reținută. Am ridicat documente, telefon și calculator. Din biroul cui? Procurorul Dumitru Răileanu. Dumitru Răileanu este prezent în... Da, domnul era. Unul dintre procurorii vizați, Dumitru Răileanu, susține că perchezițiile au fost făcute la comandă. Dumneavoastră că cunoașteți la comanda cui se fac acestea. Păi, acum, la comanda, comanda cui? La comanda persoanelor care sunt urmărite. Concret. În baza investigațiilor care le desfășurăm. Au ridicat calculatorul de serviciu. Au scos mai mult saci cu acte. Despre ce acte este? Nu cunosc. Posibil să mai fi fost efectuat și alte acțiuni. S-a solicitat reținerea dumneavoastră? Sau bănuiți, poate că în următoarele zile să putea fi reținut? Totul este posibil. Alexandru Stoianoglu a fost reținut în data de 5 octombrie. El este învinuit de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declarații și abuz de putere. Stoianoglu se declară nevinovat și susține că tot ce îi se întâmplă este o răzbunare din partea președintelui țării, Maia Sandu. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, președintele a menționat că decizia de analiză a sesizării care îl vizează pe șeful suspendat al Procuraturii Generale aparține Consiliului Superior al Procurorilor, iar decizia de reținere a acestuia aparține procurorului desemnat de CSP. După Stoianoglu a fost reținut și adjunctul său Ruslan Popov, care este învinuit de îmbogățire ilicită. Popov este și el plasat în arest la domiciliu. El se declară nevinovat.